Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umbre în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Am citit Daniel 12, versetele 3 și 4. Vă invit să trecem mai departe de la versetul 9. Du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Mulți vor fi curățiți, albiți, lămuriți. Cei răi vor face răul și niciunul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. Este un leitmotiv aici, și anume, cei răi nu vor înțelege niciunul, cei pricepuți sau cei neprihăniți care vor fi curățiți, albiți și lămuriți, ca strălucirea cerului, vor înțelege. Se desparte istoria în două, între înțelegere și neînțelegere, între o viziune și altă viziune. În dimineața aceasta, bine ați venit la momentul acesta cheie pe care Dumnezeu îl pune înaintea dumneavoastră și înaintea mea și moment în care ne invită, Dumnezeu ne provoacă pe toți, cei ce stăm la răscruce, să pășim spre înțelegere, nu spre neînțelegere. Spre luminare și nu spre întuneric. Spre decizie pentru Dumnezeu și nu spre decizie pentru ceea ce se întâmplă astăzi în lumea noastră. Haideți să începem cu o problemă. Să vedem despre ce discutăm, cu alte cuvinte, să vedem ce avem de rezolvat în dimineața asta. Vă voi invita la 10 minute și poate un sfert de oră de a ne uita puțin de jur împrejur și după aceea vă voi invita să venim în biserică. Deci, un sfert de oră, suportați, vă rog, încă puțin din lumea aceasta. Hai să încep cu ceva mai de mult. Știți că trăim vremea când televizorul e înmormântat. Cu alte cuvinte, televizorul nu mai este de viitor. Televizorul este un element din trecut. Altele sunt acum cele care înlocuiesc televizorul. Vorbim de telefonie mobilă, vorbim de computer și așa mai departe. Uitându-ne înapoi la fenomenul sau la perioada televizor, a fost un lucru bun sau un lucru rău? Problema este, așa cum spuneți dumneavoastră, e dificil, că e și una și alta. Prin televizor am primit toți aceeași educație. Am primit toți aceleași știri. Toți am crezut că știrile respective reprezintă realitatea. Nu știu dacă acum mai credeți lucrul acesta. Dar probabil că evenimentele ultime ne-au arătat că o vreme întreagă, atunci când am crezut că am fost informați cu cele mai serioase și autentice știri, astăzi ajungem la concluzia că am fost trași pe sfoară cel mai autentic sau în cel mai autentic mod. Nu vreau să spun că lucrurile respective n-au fost. Dar vreau să spun că modul în care un om privește o anumită realitate politică sau socială diferă foarte mult de cum un altul privește aceeași realitate politică socială și probabil că diferă enorm de modul în care Dumnezeu privește lucrurile respective. Din cauza asta, Dumnezeu lasă cu noi profeția pentru ca să ieșim din zona aceasta de Babilonie publică în care suntem astăzi și Dumnezeu să ne ajute să vedem lucrurile dintr-un alt unghi, dintr-o altă perspectivă care ține de El și care reflectă realitatea puternică a vremii. Aceleași știri, aceleași muzică, aceeași educație. Fraților, unul dintre rolurile masive ale televizorului în vremea trecută a fost uniformizarea.
din punct de vedere al minții, din punct de vedere al informației, am trăit aceeași perspectivă. Am fost unul ca și ceilalți. Bineînțeles, unii mai mult, alții mai puțin. Dar orice generație nouă care s-a născut a primit o educație standard care ne-a făcut să gândim în termeni standardizați. În momentul în care a apărut televizorul, s-a gândit vreodată cineva că lucrurile vor ajunge în direcția aceasta? Nu. Cineva a inventat televizorul. Și a zis, uite ce am descoperit. Și a fost extraordinar. Modul cum a fost folosit e o altă istorie. Și, dragii mei, aș vrea să rectific puțin lucrurile aici. Aici nu este vorba de cum a fost folosit. Aici este vorba de cum am fost folosiți. Înțelegeți? Cum am fost folosiți. Vă aduceți aminte când era televizorul acela cu rotiță? Făceai... telefonul, pardon. Telefonul cu rotiță. La vremea respectivă se vorbea. Va veni o vreme când îl vei vedea pe altul de la capătul firului. Vă amintiți? Și ziceam noi, fugi de aici, cum e treaba asta, cum să-l vezi pe altul de la capătul firului. Și a venit vremea când l-am văzut. Și apoi a venit o vreme când s-a spus, da, va fi un telefon fără fir. O să-l ai în buzunar și o să dai telefon oricând, oriunde. Și am zis, cum se poate? Și am trăit-o și pe asta. Întrebarea mea este, cel ce a inventat televizorul, cel ce a inventat telefonul, cel ce a inventat telefonul mobil pe care îl avem în mână astăzi, a creat și designul în care va fi folosit? A hotărât și cum va fi folosit? Poftiți? Nu. Nu. Ce observ? Observ un lucru și anume, ne tot întrebăm, Doamne, cine trage lumea sau omenirea într-o direcție sau alta? Și evident, arătăm cu degetul către unii, către alții, unii mai vizibili, alții mai invizibili, grupuri oculte și așa mai departe, și spunem, ăia conduc lumea, ba ceilalți conduc lumea, ba ceilalți conduc lumea. Ați gândit vreodată și la faptul că tehnologia conduce lumea? Adică tehnologia ne trage într-o direcție în care vrând sau nevrând ne ducem. Înainte ca ca telefonul să fie atât de popular și indispensabil ca în ziua de astăzi, au apărut teorii în legătură cu telefonul și părinții au fost avertizați. Nu lăsați copiii voștri să se obișnuiască prea mult cu telefonul. E adevărat? Este vreunul dintre părinții de aici care n-a încercat să facă asta cu copilul lui? Toți am încercat. Care a fost rezultatul? Azi. Practic. Nu există nimic care să declanșeze o dependență mai puternică încă de la vârsta de sub un an aproape ca telefon. Reușiți să spuneți nu copilului? Reușiți? Nu vă întreb dacă îi spuneți. Vă întreb dacă reușiți. Există o zonă care merge cu mult înaintea noastră și care scapă până la urmă chiar și celei mai puternice minți. Și zona aceasta este cunoștința va crește exponențial. În zona de bine sau în zona de rău? De bine sau de rău? Nici nu vreau să spun. Vreau să spun un singur lucru. Pentru a reuși să-ți faci cărare sau drum în zona de cunoaștere în care suntem astăzi, trebuie neapărat să te conducă providența. Altfel,
Dacă nu te conduce Dumnezeu, n-ai nicio șansă să croiești potecă, cărare sau drum spre un lucru bun. De ce spun lucrul ăsta? Chiar și oamenii politici de astăzi sunt condiționați la un moment dat de elementul tehnologic sau elementul inovativ care apare astăzi. Ei sunt obligați să țină pasul, ritmul cu un mers al societății care nu este neapărat dirijat, ci este dezvoltat printr-un soi de lege naturală interioară. În momentul în care ai dat drumul la telefon, trebuie să știi ce se va întâmpla cu generația care va folosi telefonul. Știi ce se va întâmpla? Și ajungi la concluzia că nu știi până când vezi. Și când vezi, ar putea să fie târziu. Vă mai invit să rămâneți cu mine vis-a-vis de câteva afirmații destul de vechi. Nu sunt noi, pentru că le-am ales din anul 2020, tocmai pentru a putea să fie verificate. În anul 2020, dacă se vorbea prea mult de aceste afirmații, toată lumea ar fi explodat și ar fi zis e teorie conspirativă. Așa ceva nu există. Vreți să ne face să ne temem. Vreți să ne păcăliți. Și așa mai departe. Sunt cel puțin 2 ani de zile de la data respectivă, iar dumneavoastră acum puteți să verificați dacă lucrurile respective au stat așa sau nu. Marea majoritate din aceste idei nu sunt noi. Poate că ceea ce este nou este faptul că le punem împreună astăzi pentru a crea o forță în mesajul pe care am dorit să îl avem. Klaus Schwab. A patra revoluție industrială ne va afecta complet. Ne va schimba pe noi, propria noastră identitate și desigur va aduce în discuție politici și dezvoltări precum traficul inteligent, guvernarea inteligentă, orașe inteligente. Când vorbesc de trafic inteligent, guvernare inteligentă, orașe inteligente, nu vorbesc de faptul că există niște oameni mai deștepți acolo, ci vorbim de inteligență artificială. Deci, repet, traficul coordonat de inteligență artificială. Guvernarea politică controlată de inteligență artificială. Orașele ecologice guvernate de inteligență artificială. Ce este inteligența artificială? Poftiți? Mulțumesc. Robotică. Până în anul 2025, întreaga activitate a firmei Amazon va fi realizată de roboți. Deci nu mai e nevoie de oameni acolo. Deși Amazonul acum este unul dintre cele mai puternici angajatori. Consecință, 50% din populație va trebui să fie recalificată. Cu alte cuvinte, să știe, să învețe, să aibă de-a face cu robotica. Ce se întâmplă dacă nu poți să fii recalificat? Povim? Va apare un soi de populație inutilă. Nu discut, nu comentez. Pentru această populație inutilă s-a prevăzut un fel de venit de bază universal. Cu alte cuvinte, s-ar putea să aibă o rată de șomaj care să-l ajute să trăiască. Și atât. Așa numitul venit de bază universal. Bill Gates spunea la un moment dat, cred că e posibil lucrul acesta.
Prințul Charles, suntem la un pas de descoperiri care ne vor modifica viziunea despre ce este posibil și profitabil într-un viitor eficient. Avem nevoie de o schimbare de paradigmă care să inspire acțiuni la nivel revoluționar. Nu mai putem pierde timp. 2020. Nu mai putem pierde timp. Singura noastră limită este disponibilitatea de a acționa. Cu alte cuvinte, suntem limitați pentru faptul că nu acționăm, dar dacă vom acționa, putem face ceva. Vremea acțiunii este acum. Președintele Statelor Unite, Biden. Agenda pentru redresarea economică, acel plan Build Back Better, BBB. Reconstruind mai bine. Planul meu de a reconstrui mai bine începe cu viziunea că robotizarea și globalizarea duc la un viitor pozitiv. Da? Robotizare și globalizare. Ne așteaptă mai bine. A produs hilaritate. Afirmația pe care a făcut-o Klaus Schwab în prima carte publicată a lui. El zice așa: nu vei mai avea nimic și vei fi fericit. Afirmația a fost atât de incredibilă, atât de incredibilă, încât marea majoritate au zis: băi, da, omul ăsta e geniu. Nu poate să spună prostii așa de mari. Am zis noi, cei care venisem dintr-o societate în care nu aveam nimic și am venit aici să facem și noi câte ceva aici în America, pentru că aici era chestia cu proprietatea. Și am zis noi, nu se poate treaba asta. Deci, nu vei deține nimic și vei fi fericit. Vei avea orice vrei, dar ți se va da și vei închiria. Vei comanda și coletul ți-l va aduce o dronă. Și ți-l va pune acolo, unde ai nevoie. Acasă. Problema cu închirierea. Kay Fully, unul dintre mințile geniale care a lucrat în domeniu, nu intru în amănunte. Cea mai largă aplicație a inteligenței artificiale va fi mașina autonomă. Ce înseamnă mașina autonomă? Fără șofer. Bun. Nu veți mai cumpăra mașini. De ce? Mașina dumneavoastră este parcată 96% din timpul dumneavoastră. O țineți în parcare. Și o folosiți doar 4%. Păi și atunci unde e rentabilitatea? Ce rost are? Imaginați-vă că vi se trimite o mașină electrică în 30 de secunde. Ai nevoie să mergi undeva? Dai un telefon? În 30 de secunde îți apare mașina electrică la scară. Și te folosești de ea. Este curată, este sigură. Nu aveți probleme cu șoferul. De niciun fel. Că nu are șofer. Nu e așa că e mai convenabil? De ce să ții parcarea în continuu ocupată? De ce să te ocupi de întreținere și așa mai departe, când tu poți să dai un telefon și să-ți vină la scară? Apropo, în București există aproximativ 300 de mașini electrice care funcționează în oraș. Nu sunt fără șofer, sunt cu șofer. Dar, ca idee, există un app pe care intri și cauți în zona unde ești cea mai apropiată mașină. Ți se indică, vezi că acolo este o mașină care nu circulă și care așteaptă un client. Te duci la mașina respectivă cu telefonul unde ai descărcat aplicația, te apropii de mașină, mașina se deschide singură, iei mașina
Și îți faci treaba. Cât plătești pe zi? Cel mai ieftin posibil. Îmi scapă acum, cred că vreo 30 de lei, ceva de felul ăsta. Întrebarea mea este, de ce se întâmplă lucrul ăsta în București? Pentru că trebuie să te obișnuiești. Trebuie să te obișnuiești. De ce să ai mașina ta și când ai parcare, nu știu ce, așa mai departe, când tu poți să iei o mașină, să ai nevoie, când ai nevoie de ea și să poți să mergi mai departe. Nu e așa că e mai convenabil? În 10 ani de la lansare, spune mai departe, mașinile autonome vor fi atât de preferate, rețineți, oamenii le vor prefera, încât mulți dintre noi se vor teme să conducă. Mașinile vor începe să vorbească una cu alta. Poate că vă gândiți că e absurd, dar ați avut vreodată aplicații pe telefon care să vă spună, fiți atenți că în față se află un obiect căzut pe drum. Dincolo este un accident. Mai încolo este... Lucrul ăsta nu ți se va mai transmite ție, ci o mașină care este în față și a descoperit pe stradă un obiect căzut, va transmite tuturor mașinilor din spatele ei că acolo este un obiect căzut. Și ele, prin inteligența artificială, vor ști lucrul acela, îl vor însemna și îl vor ocoli. Nu-i mai sigur. Mașinile vor trece una pe lângă alta cu precizie de un centimetru pentru străzile aglomerate, pentru spațiile strânte. Iar noi, șoferii, vom fi considerați o liability, o amenințare. Păi ce, tu poți trece la un centimetru de o mașină? Forumul Economic Mondial 2020, Yuval Noah Harari. Economia va dezvolta o clasă umană inutilă, incapabilă să se adapteze. Această clasă se va separa de clasa elită printr-un decalaj din ce în ce mai mare. Gândiți-vă ce se va întâmpla când producția de mașini va fi mai ieftină în California decât în Mexic. Iertați-mă că vă mai țin încă puțin aici. Deci producția de mașini va fi mai ieftină în California decât în Mexic, pentru că în California va avea toate componentele necesare pentru fabricație, în timp ce în Mexic nu vor avea respectivele. Ce se va întâmpla cu Mexicul? Da? Va apare o clasă inutilă. Țări care vor rămâne în urmă, altele care vor avansa. Sau, ce se va întâmpla cu țara dumneavoastră când în San Francisco sau în Beijing se va cunoaște tot din punct de vedere al datelor personale, medicale, al fiecărui politician din țara dumneavoastră? Nu numai date medicale, dar se știe tot despre slăbiciunile lui, despre secretele lui, tot. Și lucrul ăsta îl va ști în San Francisco, în Beijing, despre toți politicienii din România. Ce se va întâmpla cu România? Răspuns. Când aveți suficiente date, nu aveți nevoie de soldați ca să controlați o țară. Nu-i nevoie de invazie. Cu datele respective vei schimba un guvern când vrei. Vei da jos un politician când vrei. Vei aduce țara într-o anarhie oricând. Încă o dată, Yuval Noah
Harari la Forumul Economic Mondial din 2020. Cunoștința va crește, așa e? Va crește. Fraților, ce aș vrea să observați este următorul lucru. Cunoașterea nu e suficientă prin sine însuși. Prin sine însăși. Cunoașterea are nevoie de neprihănire. Are nevoie de neprihănire ca să fie bună. Dacă cunoașterea încape pe mâna unui om păcătos sau prihănit, omul respectiv va face din cunoașterea respectivă o armă teribilă. Am început întrebându-vă, televizorul e bun sau rău? Depinde cine s-a uitat la el, un neprihănit sau un păcătos. Simplu. Telefonul e bun sau rău? Depinde cine l-are în mână, un neprihănit sau un păcătos. Simplu. Și așa mai departe. Cunoașterea are nevoie de neprihănire. Repet. Dacă cunoașterea nu e însoțită de neprihănită și e însoțită de păcat sau de prihană, ea devine teribil, monstruos, cumplit de primejdioasă. Fraților, Dumnezeu a deținut toată această cunoaștere de la bun început. El a știut tot despre mine și despre tine, cu mult timp înainte și mult mai mult decât se cunoaște acum și despre care cunoștință se vorbește azi. Cu toate astea, Dumnezeu a dat libertate, în ciuda faptului că știa tot despre mine și cele bune și cele rele. Mi-a dat libertate și mi-a zis, alege astăzi cui vrei să slujești. Neprihănirea lui Dumnezeu oferă libertate. O lume în care suntem astăzi, care cunoaște tot, dar care nu cunoaște neprihănirea lui Dumnezeu, ia libertatea. Și vrea să controleze tot. Punctul numărul 2. În timp ce Dumnezeu cunoștea totul despre oricine, Dumnezeu a oferit intimitate și privacy individului. Vă duceți aminte de grădina Edenului? Dumnezeu, care știa tot ceea ce făcuse Adam, bate la poartă, la ușa lui și întreabă, Adame, unde ești? Nu știa Dumnezeu? Nu-l putea localiza Dumnezeu? Chipul nu funcționa? Și totuși Dumnezeu zice, nu, Adame, spune-mi tu unde ești. Eu îți ofer posibilitatea dintotdeauna pentru intimitate și pentru privacy. Dumnezeu ți-a oferit proprietate. Dumnezeu nu-ți spune, nu vei avea nimic și vei fi fericit. Deși putea să-ți spună. Vă duceți aminte cazul lui Nabot? Dumnezeu a instituit reguli în care Nabot poate să spună să mă ferească Dumnezeu să dau moștenirea sau să vând moștenirea părinților mei. Să mă ferească Dumnezeu. Dumnezeu a oferit proprietate. Dumnezeu a oferit posibilitatea să ai, pentru că spune mai departe Spiritul Profetic, această perspectivă întregește personalitatea ființei umane. Un om care are proprietate va fi din punct de vedere mental, educativ, mult mai echilibrat decât unul care nu are nimic. Dumnezeu ne-a dat dreptul la muncă încă din grădina Edenului, deși toate erau acolo perfect. Și a spus, hai, du-te și lucrează. Lucrează în perfecțiunea mea și fă din perfecțiunea mea ceva care să-ți aparțină ție. Dumnezeu n-a luat niciodată dreptul la muncă, la creativitatea cuiva, ci dimpotrivă. Frații mei, ce diferență extraordinară. În timp ce știrile acestea sunt difuzate pe canale de știri, canalele de știri încheie cu următorul apel. Oameni buni, faceți ceva.
Faceți ceva. O altă perspectivă, o altă pagină. Depinde de noi pe ce pagină citim istoria lumii noastre. Vă voi invita totuși în dimineața aceasta să citim această istorie de pe cealaltă pagină, pagina lui Dumnezeu. Frații mei, programele de știri despre care vă aminteam anterior, care se încheie cu ideea faceți ceva, sunt în general canale catolice. Nu 1, nu 2, nu 3. Le văd de fiecare dată apelul faceți ceva și oamenii catolici astăzi sunt îndemnați să creeze o opinie publică foarte puternică împotriva acestui mers al lucrurilor. Dar, fraților, nu uitați, noi nu suntem chemați să ținem vânturile. Nu suntem chemați să ținem vânturile. În Apocalips, capitolul 7, ni se spune că vânturile și ținerea lor este problema cui? Dumnezeu ține vânturile. Care este relația mea cu Dumnezeu în condițiile acestea în care vânturile sunt ținute și încep să bată? Care e relația mea cu El? Recitesc textul care spunea: mulți vor fi curățiți, albiți, lămuriți. Când? Când are loc această lucrare de curățire, albire, lămurire? Când? În Matei, capitolul 25, în pilda celor 10 fecioare, ni se spune că la un moment dat, în noaptea lumii acesteia, se va auzi un strigăt care spune: iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Întotdeauna m-am întrebat: Doamne, cine va striga treaba asta? Și am înțeles din istoria, istoria sacră și istoria profană, că în jurul marilor evenimente ale istoriei noastre, strigătul ăsta s-a auzit atât din punct de vedere al canalului profetic, deci prin canalul profetic, cât și din punct de vedere al canalului social. Și lumea a strigat, nu se mai poate. Și lumea a strigat, trebuie să facem ceva. Și lumea a strigat, treziți-vă. Au avut sentimentul acesta interior, deși n-au știut ce să facă. Textul din Daniel spune: cei neprihăniți vor cunoaște. Cei răi nu vor cunoaște. Asta este marea problemă. La căderea Ierusalimului, anii 70, cuvântul profetic al Scripturii i-a învățat pe creștini să iasă afară din oraș. Dar nu doar Scriptura a strigat lucrul acesta. Iosif Flavius, istoricul națiunii iudaice, vorbește despre faptul că au fost fenomene nenaturale care s-au întâmplat atunci în zilele respective. Și el amintește despre faptul că s-au auzit voci în cer: haide să fugim de aici. Wow! El spune despre faptul că poarta cea mare a orașului s-a deschis în mijlocul nopții singură. Și așa mai departe. Dumneavoastră știți lucrurile acestea din primul capitol din Cartea Tragedia Veacurilor, dar ele sunt confirmate istoric de Iosif Flavius. Vă rog să observați. Canalul profetic vorbește, dar există și un canal al lumii care vorbește și el și strigă: oameni buni, se întâmplă ceva nemaipomenit. Răspunsul în mod normal, natural la aceste strigăte este: fraților, ce să facem? Îl găsim în Faptele Apostolilor, în ziua cincizecimii, oamenii care se întreabă: ce să facem? Același lucru s-a întâmplat cu fecioarele din pildă. În momentul în care s-au trezit și au văzut că li s-au stins candelele, au întrebat și ele: ce să facem? Era însă prea târziu. Contează foarte mult când pui întrebarea: fraților, ce să facem? Contează foarte mult. Poți să o pui la timp sau poți să o pui prea târziu.
Vreau să vă întreb, e prea târziu? Azi? Atunci am putea să ne punem întrebarea, fraților, ce să facem? Vreau să vă întreb, vedeți în toată această zbuciumare, nu retorică, ci istorică, pe care o trăim astăzi, în această aricire oarecum a vremii, parcă se zburlesc realitățile împotriva noastră și către noi, această teamă generală care cuprinde lumea în stânga și în dreapta, în timp ce toată lumea spune, las că va fi mai bine. Vis-a-vis de sentimentul acesta care se înșurubează în viețile noastre, s-ar putea să nu fie chiar așa. În timp ce trăim asta, întrezărește oare cineva strigătul, iată mirele vine? Iată mirele vine, ieșiți la ușă, ieșiți la poartă, ieșiți în întâmpinare, stați acolo unde s-ar putea potigni cineva, pentru că fecioarele erau puse cu candelele să stea unde? În zonele în care drumul era periculos sau în zonele în care ele trebuiau să arate direcția, pentru că erau intersecție. Nu o lua la stânga, că te înfunzi. Ia-o la dreapta, că ăsta e drumul. Acolo trebuia să stea fecioara. În timp ce fecioara doarme, strigătul vine mirele, n-ar trebui să trezească? Și din, eu știu, din confuzia asta, la întrebarea fraților ce să facem, avem răspuns sau nu? Cel mai dureros lucru în toate aceste întrebări este când Laodiceea nu face nimic și doarme. Asta este cel mai dureros lucru. Dacă ne continuăm viața așa cum am apucat, creează durere. Aș vrea să vă provoc. Citesc din această carte pe care dumneavoastră o studiați la orele dumneavoastră de rugăciune, la capitolul Ploaia târzie. Vreau doar să vă reamintesc. Să vă reamintesc ceea ce reprezintă platforma de lucru a lui Dumnezeu pentru poporul său în timpul dinainte de a fi prea târziu. Cam ce ar trebui să se întâmple? 1. Ar trebui să ne rugăm stăruitor pentru coborârea Duhului Sfânt. Vreau să vă întreb. Ne-am rugat săptămâna asta? Stăruitor pentru coborârea Duhului Sfânt? Măsura în care primim Duhul Sfânt este proporțională cu măsura dorinței noastre și a credinței exercitate pentru aceasta, precum și cu felul în care vom folosi lumina și cunoștința pe care le vom primi. Depinde de cum folosim cunoștința. Depinde de modul sau cât și cum dorim ca Duhul Sfânt să vină asupra vieții noastre. Noi nu suntem îndeajuns de dispuși să-L deranjăm. Și aici la mine sunt ghilimele. Să-L deranjăm pe Domnul cu cererile noastre, rugându-L să ne acorde darul Duhului Sfânt. Domnul dorește să fie solicitat în această privință. Raționamentele care spun, dacă Domnul știe că avem nevoie de Duhul Sfânt, ni-L va da. Raționamentul care așează responsabilitatea pe Dumnezeu și nu pe mine este un raționament care pornește din necunoașterea de Dumnezeu. Aici spune Dumnezeu dorește să audă rugăciuni de felul ăsta. 2. Trebuie să ne smerim printr-o pocăință adevărată.
Întrebarea aia, pe la dumneavoastră se mai pocăiesc oamenii? Este extrem de relevant azi. S-a mai pocăit cineva săptămâna asta? Dintre pocăiți? S-a mai pocăit cineva dintre pocăiți săptămâna asta? Auziți? Vă spun că în mijlocul nostru trebuie să aibă loc o redeșteptare absolută. Nu știu cum înțelegeți dumneavoastră această terminologie. O redeșteptare absolută. Cum e asta? Probabil că vrea să ne ferească de ideea unei redeșteptări pe jumătate. Ideea că m-am cam redeșteptat. M-am cam crecă. Ei bine, aici spune nu așa. Absolut. Cei care îi slujesc Domnului trebuie să fie convertiți. Sunt necesare mărturisiri, acte de pocăință și convertiri. Mărturisiți atunci când ați rănit pe cineva, când ați păcătuit împotriva cuiva. Mărturisiți păcatele dumneavoastră. Dacă ați păcătuit împotriva lui Dumnezeu, cereți iertare de la Dumnezeu. Dar e nevoie de pocăință și e nevoie de convertire, de transformare. Fraților, ce să facem? Mai puneți odată întrebarea. Fraților, ce e de făcut? Apropo, dacă Dumnezeu ne mai dă o săptămână, săptămâna viitoare, ce vom face? Reforma trebuie să însoțească redeșteptarea. Redeșteptarea înseamnă înnoirea vieții spirituale, o înviorare a minții și moartea spirituală. Reforma înseamnă însă o schimbare de idei, teorii, obiceiuri și practici. Adică intră, frate, și în obiceiurile pe care le-ai avut până acum, în practicile de până acum, alea pe care le iubești și vezi ce nu-i bun și fă o schimbare acolo pentru ca reforma să fie baza unei redeșteptări autentice. Fiecare dintre noi știm unde avem probleme. Nu trebuie să spun eu unde ai probleme tu și nici invers. Fiecare dintre noi știm unde. Important este să intrăm în zona aceea pe care până acum am ținut-o încuiată pentru a face ordine. Următorul punct. Înlăturați certurile și dezbinările. Ca să stăm în ziua cea mare a Domnului, adăpostiți în Hristos, trebuie să îndepărtăm orice invidie, orice luptă pentru supremație. Trebuie să distrugem complet rădăcinile acestor gânduri nesfinte, ca nu cumva să prindă din nou viață, să ne așezăm în întregime de partea Domnului. Creștinii trebuie să îndepărteze toate neînțelegerile și să predea lui Dumnezeu pentru salvarea celor pierduți, să ceară prin credință binecuvântarea promisă și va veni. Fraților, sacrificați. Jertfiți. Ce vă doare. Acesta ar fi, eu știu, punctul cheie în care Dumnezeu dorește să schimbe viața noastră. Ne pune la încercare să vadă cât suntem dispuși să murim pentru El. Când bisericile vor deveni vii și lucrătoare, Duhul Sfânt va fi dat ca răspuns la rugăciunea lor sinceră. Lucrează pentru Hristos. Învie în viața ta ceea ce Dumnezeu ți-a dat
ca zestre. Fii viu și nu mort pentru Hristos. Cuvintele din dimineața aceasta nu sunt exhaustive, adică nu am vorbit tot ceea ce ar fi trebuit vorbit. Sunt însă cuvinte care ne provoacă. Lăsați ca Dumnezeu să vă vorbească pentru săptămâna viitoare. Lăsați ca Dumnezeu să ne ridice de unde suntem. Lăsați ca strigătul acela, iată mirele, ieșiți în întâmpinare, scris pe zidurile unei lumi care se ridică pe de o parte sfidătoare înaintea lui Dumnezeu, iar pe de altă parte căzând și prăbușindu-se în Babilonia ei, degetul care scrie soarta acestei lumi să facă un apel puternic la fiecare dintre noi. Facă cerul ca biserica din Loma Linda, cei ce suntem aici, să înțelegem că Dumnezeu ne iubește atât de mult încât chiar ar dori ca momentul acesta să fie un moment de ridicare a mâinilor noastre spre binecuvântarea pe care El dorește să ne-o dea. Amin. Ridicăm, Părinte, mâinile noastre înaintea feței Tale, implorând ajutorul, prezența și binecuvântarea Ta. În numele Domnului Iisus, ca biserică și ca persoană individuală, avem nevoie de revărsarea Duhului Tău cel Sfânt pentru ca să umple golul și neputința vieților noastre. Fă, Doamne, să ne fie dor de Spiritul Tău, de Duhul Tău cel Sfânt, fă să simțim nevoia după El. Ajută-ne să fim cei care să insiste, să dorească cu toată inima ca natura aceasta noastră umană să cunoască prezența Ta și astfel, Doamne, pocăința noastră, convertirea noastră să aducă schimbări majore în felul în care gândim, ne purtăm, ne drag de Tine, dorim cerul, modul în care ne iubim unii pe alții, modul în care ne apreciem, ne respectăm și dorim, Doamne, să fim în cer. Ne-ai spus de multă vreme, Doamne, ce-i de făcut. Fă să înțelegem că a venit vremea să începem lucrul nostru, fiecăruia, în dreptul persoanelor noastre. Prin Domnul Iisus, dă-ne spor, putere și mântuire. Amin.